dragilor și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi filmez clipul cu produse terminate de către mine în ultima perioadă și mai exact pe luna martie. Am terminat destul de multe produse, cam atât de multe, și știu că sunteți curioși ce am mai folosit și bineînțeles eu vreau să vă arăt. Așa că să-i dăm drumul, să nu mai așteptăm și să nu mai zăbovim. Ei bine, ce puteam să termin eu decât șervețele umede de la Lidl. Foarte multe șervețele umede de la Auchan, de la Lidl, știți că le folosesc, nu mai intru în detalii, am peste tot șervețele umede, fac exces de șervețele umede. Apoi am terminat o rezervă de săpun lichid de la Auchan, nu, de la Lidl a fost, cu cocos și cu glicerină, a avut un litru, știu că este undeva la 5 lei, în jur 5 lei și ceva. Sunt foarte bune astfel de rezerve de săpun, țin destul de mult, nu usucă mâinile mai mult decât un săpun obișnuit, adică nu vă imaginați că dacă are un preț mai mic nu este bun. Din contră, este un săpun bun, care miroase delicat, mie îmi place. Apoi am terminat un săpun, un șampon, pardon, de la Alpha Cade, de la Item. Este șamponul meu preferat împotriva mătreții, cum vă spuneam, a cojițelor. Știți problema mea, îmi place foarte mult acest șampon. Din păcate la noi în România nu l-am mai găsit, dar din când în când îl readuc în stoc. Trebuie să fiți atente și să vă înscrieți la toate site-urile astea cu farmacii, unde puteți să primiți, să vă notifice în momentul în care revine în stoc, pentru că este un șampon bun și de încercat pentru persoane care au o problemă ca a mea. Apoi am terminat această vopsea de la Carlos. M-am vopsit cu 10.1 blond platina cenușiu. Știți că îl folosesc. Nu are rost să intru în detalii. Îmi place vopseaua. Prinde foarte bine pe firele de păr alb. Rezistă bine pe păr. Prinde destul de uniform. Mie îmi place. Este ieftină și bună. Nu mă complic cu alte vopsele mai scumpe. Apoi am terminat de la Olay un gel de curățare pentru față, Olay Total Effect, acela anti-îmbătrânire pentru 7 semne ale tenului. Vreau să vă spun că îmi place foarte mult gelul acesta de curățare, este sub formă de cremă, iar în consistența cremei există particule abrazive de dimensiuni mici, care curăță foarte bine și delicat pielea. Fără să, nu știu, să fie necesar și un scrub, de multe ori chiar nu este cu acest produs, îmi place mult. Din păcate, la fel, la noi în România nu se mai găsește, mai am unul care îl termin acum în baie și apoi nu știu ce o să fac, de unde o să-l iau, căci când plec reușesc să mai cumpăr, iar momentan nu prea mai plec. Apoi tot așa un produs foarte bun care îmi place extrem de mult este acest gel abraziv de la Footworks, de la Avon. Este un gel cu particule abrazive, cum spuneam, pentru tălpi și pentru picioare, care lasă pielea destul de catifelată și de curățată, chiar îmi place. Iar acesta a avut și un parfum foarte plăcut, a fost o ediție de vară și avea un miros de ananas splendid. Din păcate nu se mai găsește cu această aromă, dar produsul găsiți în catalog și îl recumpăr de fiecare dată sub o altă aromă. Apoi am terminat un parfum, acesta de la Lidl, nu știu cum se pronunță și nici nu o să mă chinui prea mult. Știu că reușise să copieze cu succes un parfum de la Chanel. Merită să-l încercați, să-l mirosiți. Mie îmi place foarte mult, la fel și soțului meu. Este 15 lei și este un produs foarte bun. Are 50 de mililitri și persistă foarte, foarte bine. Am prietene care îl adoră. Cum spuneam, mi l-am recumpărat și o să mi-l tot recumpăr. Apoi mi-am făcut curat puțin în fardurile mele, mă rog, cred că s-a spart ceva aici, că văd că s-a murdărit. Și am găsit această loțiune tonică care, din păcate, mi-a expirat. Este jumate folosită, era cu pompiță, cu spray, era de la Q4U. Și era o loțiune tonică, cum spuneam, care tonifică, regenerează, hidratează pielea feței, complex bioactiv.
de melisă, coada șoricelului, salvie, salcie și vitamina C. E bine, să știți că era interesantă această loțiune, mi-a plăcut, adică se simțea că este natural, avea miros de ceai, sincer, dar din păcate nu am putut să o folosesc, să o termin toată, am uitat de ea și am folosit altceva, dar este o loțiune tonică bună, adică nu mai țin bine minte ce efect a avut, nu vreau să spun prostii, dar știu că atunci mi-a plăcut și nu a fost o loțiune rea, mai ales că am dat undeva la 8 lei, ceva de genul, a fost ieftină. Tot așa, de fapt acesta l-am terminat, a fost un eyeliner de la Oriflame care mi-a plăcut foarte mult, eyeliner stilo, nuanța black. Mi-a plăcut foarte mult, avea o pensulă din aceasta, un aplicator tip carioca, foarte bun ca și produs. Din păcate, la fel, am folosit un timp, l-am lăsat undeva pe acolo și nu mai puteam să-l folosesc, dar știu că mi-a plăcut foarte mult, era foarte intens și bun. Față de cel de la Avon, pentru că am aruncat unul de la Avon și anume acesta, care, mă rog, s-a îmbrădărit în pungă, de la Mark, care este un, tot așa, un eyeliner de tip carioca, dar după cum vedeți nu are vârful drept, are un vârf ușor teșit, chiar ca o carioca. Nu e bun de nimic, deci ăsta l-am încercat să-mi aplic odată și n-am reușit. În primul rând, acel vârf zgârie ploapa efectiv, adică nu îl poți aplica, te zgârii, te rănești cu el și nici nu este intens, vârful ăla e ciudat, nu-l recomand sub nicio formă. Încă un produs care mi-a expirat jumătate, cam așa am folosit de el, este un produs de la Sien, un fond de ten în nuanța Ivory. Nu mi-a plăcut acest fond de ten, cel puțin mie mi se părea o textură destul de groasă, lipicioasă, știu că nu mi-a plăcut și de aceea am cam evitat să-l folosesc, a expirat între timp, dar nu-mi pare rău pentru că oricum nu prea mi-a plăcut. Apoi încă un produs în care mai aveam foarte puțin și a expirat și acesta, de la Verimi, este un primer care spune el că face tenul perfect, nu știu ce, înainte de aplicarea fondului de ten. Ei bine, acest primer nu mi-a plăcut de nicio culoare, m-am chinuit să-l termin, nu avea absolut niciun efect. Sper ca microfonul să nu facă foarte multe probleme, l-am mutat pentru că între timp m-am dezbrăcat, mă încălzisem. Vă rog să scuzați gălăgia dacă se aude pe fundal pentru că asta este, nu locuiesc singură și problema asta o am. Între timp a ajuns și soțul meu de la serviciu și m-a întrerupt, dar o să continui cu unde am rămas, cu produsele terminate. Și vă vorbeam despre acest produs care se aplică înaintea fundului de ten, acest primer de la Oriflame din gama Verimi. Dacă mă întrebați pe mine, produsele din gama Verimi mie nu mi se pare a fi bune de la Oriflame, nu știu, mie nu-mi place gama aceasta, iar acest produs nu a fost bun de nimic. M-am chinuit într-adevăr să-l termin, am reușit să termin, nu știu, 3 sferturi din el, dar a fost un produs slab. În primul rând, era lipicios și nu m-a ajutat cu nimic ca fondul de ten să reziste mai bine. Nu recomand acest primer din gama Verimi. Apoi arunc un BB cream din gama Avon Solution Matte. Iar un produs pe care nu am putut să-l folosesc pentru că are un parfum care pe mine mă deranjează. Are un parfum care mă ustură ochii de la el și produsele pe mine din gama Solution mă deranjează și aici mă refer la creme. Creme eu nu folosesc din această gamă pentru că nu pot să o folosesc, nu știu de ce. Conține ceva ce nu pot să-mi dau seama ce, dar nu le pot folosi. La fel am pățit și cu acest BB cream, nu am reușit să-l folosesc, nu am reușit să-l termin, îmi pare rău că nu l-am dat la momentul respectiv cuiva, nu m-am gândit, sincer, dar da, între timp a expirat. Cel din gama Anew, în schimb, este foarte bun și îl folosesc foarte bine și îmi place foarte mult. Apoi am terminat un săpun de la Oriflame Secret Gift.
un săpun care mirosea foarte bine așa Crăciun, cu portocală și merișoare, ceva de genul. Mi-a plăcut, îmi plac foarte mult săpunurile lor, sunt ieftine și bune. Apoi am terminat niște plasturi de pus pe nas de la Skin Light. Mi-au plăcut foarte mult, a avut prețul de 12 lei, 6 plasturi, am luat de la farmacia Tei, sunt foarte bun, sunt mulțumită de ei, îi folosesc cu drag și vi recomand. Nu știu dacă mai are ceva în el, se aude ceva. Da, este... așa arată, vin ambalați individual și sunt foarte, foarte buni, îmi plac. Apoi am testat noua loțiune, am primit o mostră la o comandă a noi loțiuni de corp din gama Encanto. Au loțiune de corp, spray de corp, parfum și cremă de mâini hidratantă. Spune că oferă 48 de ore de hidratare, mă rog, miroase plăcut. Într-adevăr, a avut un miros plăcut, dar nu mi s-a părut nimic wow, adică mie îmi plac mai mult, de exemplu, cele de la Oriflame în borcanul acela rotund, cele de la Giordani în mod special. Da, mirosea bine, se absorbea bine în piele, o loțiune de corp interesantă care își menținea mirosul pe piele într-adevăr, dar nu ceva care să mă dea pe spate, astfel că nu știu dacă aș recumpăra o, dacă aș cumpăra un ambalaj mare. Într-adevăr e interesant ambalajul, că vine cu pompiță și este ușor de folosit, din câte știu mai este într-o aromă. Dacă doriți să o încercați, crema de mâini poate o să o încerc și eu. Apoi arunc un alt produs din gama Avon și este vorba despre Super Shock. Este, acum este marc probabil, este acel eyeliner lichid care se aplica cu o peniță, cu o pensulă pentru eyeliner. Nu mi-a plăcut absolut deloc, după cum vedeți n-am putut să-l folosesc, este tare, a fost tare de nou și nu permitea folosirea lui, astfel că s-a uscat și mai rău și nu am reușit să-l termin și acum i-a venit rândul să-l arunc. Apoi am reușit să consum niște bețe de ulei, nimic interesant, le cumpăr pe acestea de la Bella pentru că stă foarte bine vata pe băț, nu se desfac și sunt din bumbac 100%, nu sunt sintetice. Apoi am terminat un gel de duș de la Cosmia, acesta este brandul propriu Auchan. Are 250 de ml, spune că este un gel de duș care conținea caramel și ceva catifelant, o cremă de duș, ceva de genul. Chestia este că, da, a fost ieftin, l-am luat la o reducere și am dat 2,50 lei sau 3 lei pe el, dar e bine atât a făcut, adică nu este wow. Pentru 3 lei... să zic că și-a meritat banii, dar mai mult n-aș fi dat pe el lor. Mirosita caramel, a avut parfum plăcut, dar nu se menținea pe corp. A fost așa și așa. Dacă doriți să-l încercați, 3 lei merită, mai mult nu aș da pe el. Eu una nu l-aș recumpăra nici pentru 3 lei. Apoi am reușit să mai termin un parfum, acesta din gama Far Away. A fost o ediție limitată, nu mai știu exact ce... care dintre ele. A mirosit foarte bine, mirosea proaspăt, curat, nu era la fel de dulce precum originalul, avea un miros ușor primăvăratec. Mi-a plăcut, din păcate nu se mai găsește în catalog, așa că nu o să insist prea mult pe tema lui. Apoi am terminat o mască de la Planet Spa, aceasta cu minerale, o mască cu minerale din Marea Moartă. Îmi place această mască de față, doar că, din păcate, eu nu prea mi-a primă și de față. Îmi tot cumpăr, mi-am tot cumpărat de-a lungul timpului și majoritatea au ajuns ori să expire, ori să le dau. Aceasta am reușit să o folosesc pentru că masca aceasta o folosesc încă din liceu și îmi place, este o mască bună care ajută împotriva coșurilor, a detoxifierii tenului, îl curăță foarte bine, dar nu sunt o împătimită a măștilor și nu pot să spun acum să fac diferența între asta și alte branduri. În schimb, are review-uri bune în general și părerea mea este că e o mască bună și ieftină, este undeva la 10 lei când o prindeți la ofertă în catalogul Avon.
Apoi am terminat un corector și este tot de la Avon, este cel din gama Ideal Flawless. Este un corector mat, din păcate această versiune nu se mai găsește. Eu am, când l-au scos din catalog, vreau să vă spun că mi-a părut rău, pentru că e un corector cu o consistență groasă, mată, care iluminează foarte bine zona ochilor, zona de sub ochi. Nu l-am mai găsit în catalog și apoi a apărut în oferta pentru reprezentanți și atunci am reușit să comand 3 sau 4, pentru că îmi plăcea foarte mult, știam că îl vreau și am încercat să-mi comand mai multe bucăți. Mi-au venit toate, le-am folosit, nu știu dacă mai am vreunul, sincer, o să mă uit și să-l folosesc, dar acum l-am cumpărat pe cel din gama Mark, care ar presupune că îl înlocuiește pe acesta, doar că nu îl înlocuiește, nu este la fel de bun și acela are o textură ușoară, se aplică bine, dar acesta acoperea foarte bine, acela e mai lejer. Un concealer bun care mi-a plăcut foarte mult. Apoi am terminat un balsam de păr din acesta de la Vopsea, acesta a fost de la L'Oreal Excellence. Mi-a plăcut, știți că le folosesc. Apoi am mai terminat un concealer, m-am pus pe concealere așa grav să le termin, ce este aproape consumat, vreau să le termin, să scap de ele, pentru că dacă pot să spun că am un obicei prost, acela de a desface 10 prost o dată. Dacă îmi cumpăr altul, eu îl desfac și pe acela, că să vedem cum este. Și rămân jumătate toate. Ați înțeles ce vreau să spun. Și atunci trebuie neapărat folosite, terminate și le iau apoi rând pe rând. Așa că am reușit să-l consum și pe acesta. Acesta a fost de la Elf, din gama lor Essential sau ceva de genul, se numește. Sper să nu greșesc. A fost în nuanța Ivory, o nuanță destul de deschisă, care la fel ajuta la conferirea luminosității în zona ochilor, dar acesta avea un miros ușor de vitamina C, de citrice, așa, de portocală. Și să știți că un pic parcă mă usturau ochii de la el. În schimb, a fost un corector bun, nu știu dacă l-aș recumpăra neapărat, pentru că produsele Elf e mai greu, după cum știți, să faci rost de ele, dar ca produs a fost bun, a fost ieftin și bun, nu știu, a fost 8 lei când l-am luat sau 10 lei, o chestie la promoție, a meritat fiecare bănuț, clar. Apoi un corector pe care l-arunc, nu l-am folosit niciodată, l-am luat la ofertă, sau poate l-am folosit de 2 ori maxim, pare folosit, mai mult l-am încercat să-l folosesc, de la Aura, este brandul acela din DM, este brand propriu sau, nu știu, DM le comercializează oricum, în nuanța 555 și se numește True Beige. Nu mi-a plăcut, era prea închis pentru tenul meu, asta a fost problema lui, prea închis, nu am putut să-l folosesc, am încercat eu să-l folosesc sub fond de ten, când aveam un coș, ceva. Da, eu n-am foarte multe chestii de acoperit și între timp a expirat, așa că n-avea rost să-l mai țin pe acolo și am scăpat de el. În ambalaj nu pare atât de închis, asta este problema, oxidează pe ten și se face închis, destul de închis, adică n-ai cum să-l folosești. Apoi arunc o pensulă care arată jalnic, a fost de la Avon din gama Lux. S-a rupt destul de repede, i-a ieșit de aici. Nu, celelalte pensule de la Avon sunt foarte bune, n-am avut probleme, în schimb cu aceasta am avut, dar am folosit-o, a fost o pensulă folosită, perii nu i-au căzut, doar că a ieșit de aici, într-adevăr aș putea să o lipesc cumva, dar și mânerul ăsta s-a făcut urât și parcă n-aș mai folosi eu, căci am destule pensule și am folosit-o un timp, e momentul să-mi iau la revedere de la ea, dar o pensulă bună pentru fond de ten, pentru blending, chiar mi-a plăcut. Apoi tot așa mi-am făcut curat pe la pensule și am găsit 2 pensule vechi și antice, cred că de când era bunica fată și m-am gândit să le arunc, ăsta e ceva cu burețel și ăsta nu știu pentru ce a fost, sprâncene, o chestie, dar sincer nu le folosesc și n-avea rost să le mai țin pe acolo. Apoi mai arunc una tot așa cu burețel, la fel, n-avea rost să mai țin. Apoi am terminat, clar s-a spart ceva aici pentru că, nu știu, e mizerie în pungă,
și vedeți cum arată și cutiuța aceasta. Este cutiuța cu minuni de la Oriflame pe care am consumat-o. Îmi place foarte mult acest produs, îl am în mai multe arome și face foarte bine treaba. O folosesc pe buze, pe coate, când se usucă. Și da, e un produs bun, ieftin, care merită încercat. Apoi un produs care mi-a plăcut foarte mult este acest tuș de la Kalos Cosmetic, din gama Love sau ceva de genul se numește, așa scrie pe el. Este un tuș negru cu o perie normală, cu peri, deci nu cu burețel în capăt, nu cu, cu peri, exact cum erau tușurile pe timpuri. Un tuș foarte negru, opac, un tuș bun care mi-a plăcut mult. Vi-l recomand, are un preț, nu știu, 8 lei, 10 lei, o chestie de genul, adică un preț de nimic. Și este un tuș care vă va ține foarte, foarte mult timp și foarte bun. Acum îl folosesc într-adevăr pe cel de la Ladies din gama Isabel Dupont, care l-am primit spre testare și îmi place foarte mult. Dar și acesta, bineînțeles că l-am scăpat, este o opțiune bună. Da, și între timp am găsit ce s-a spart. Este o paletă, o mini paletă de farduri care... nu știu de pe unde o am, este veche. O țineam pentru o nuanță de verde, are un verde aici khaki cu scripici foarte drăguță, dar nu cred că o mai folosesc, așa că mi-au la revedere de la ea. Apoi tot așa o pensulă care mi s-a rupt de aici, a ieșit, la fel n-are rost să mai lipesc, am folosit-o mult timp, este o pensulă în schimb bună, care și acum merge folosită, nu i-au căzut perii. Este o pensulă din gama de la Essential, Essence, de la Essence, nu e bine, de la Essence. Este o pensulă de blending pentru farduri de ploape, dar nu, cum spuneam, iese de aici și nu mai stau să o mai lipesc. Am destule, cele de la Avon sunt foarte bune, sunt mulțumită de ele și sunt la 15 lei. Apoi două luciuri de buze de la Avon au expirat între timp, acesta mai are foarte puțin în el pe fundul sticluței și acesta la fel, le-am folosit mult timp, ani de zile mi-au plăcut luciurile lor de buze, aveam foarte multe și le-am folosit, dar în momentul de față nu mai mă dau cu luciu de buze și nici cu ruj, prefer rujurile mate, acelea lichide. Mie mai comod, m-am obișnuit cu ele, îmi plac, rezistă bine, iar luciurile de buze pot fi opacoste atunci când bate vântul și vi se lipește părul de ele și știți, pentru că cu toate am trecut prin lucrurile astea, așa că le evit din tot, le evit și le urăsc, să zic așa, și nu mai vreau luciuri de buze. Apoi tot un luciu de buze era acesta de la Mary Kay and ceva de genul, Mary Kay. O chestie, un brand, nu l-am mai folosit, la fel, are un sclipici mare în el, arăta drăguț pe buze, dar același lucru, este luciu de buze. Apoi un concealer de la Essence a avut două nuanțe, una mai deschisă și una mai închisă. L-am folosit, mi-a plăcut foarte mult, vedeți că nu mai este nuanța deschisă, este aproape terminată, doar că la fel am uitat de el și între timp s-a uscat. În schimb a fost un produs folosit, un produs bun, care mi-a plăcut și nu știu dacă l-aș mai recumpăra totuși, dacă stau bine să mă gândesc. Din câte țin minte, era ușor cam gros acest produs și se strângea puțin sub ochi. Dar dacă nu aveți riduri de expresie, sunteți o persoană tânără și merge folosit, iar mai ales pe coșuri, avea o acoperire foarte bună. Apoi arunc câteva creioane de buze, de ploape, ceva de buze, acesta e de buze, nu mai are vârf, știu că e vechi, sigur, nu are rost să-l mai țin. Acesta este de la Avon cu două capete, l-am folosit destul de mult, știu că e vechi, nu l-am mai folosit în ultimul timp și știu că nu o să-l mai folosesc. Și acestea sunt două creioane, unul de ochi negru și unul de buze de la Ada. Sunt creioanele acelea clasice pe care le aveau și mamele noastre, acelea de un leu.
La fel, aveam prin colecție, nu le-am mai folosit de ani de zile și le-am găsit acum și am renunțat la ele. Acest balsam de buze de la Cera di Cupra este un brand italienesc care produce atât produse de îngrijire a tenului, cât și de îngrijire a buzelor, a mâinilor și a corpului. Deci de îngrijirea pielii în general. Nu l-am mai folosit pentru că eu l-am cumpărat de la DM, la DM le găsiți, a fost la ofertă și m-a tentat să-l cumpăr. Ce s-a întâmplat? E bine, n-avea consistență de balsam. Aici scrie că este balsam de buze nutritiv. E bine, era un luciu de buze foarte lipicios și foarte enervant. L-am tot încercat eu să-l folosesc, l-am tot mutat de colo-colo și am zis să renunț la el. Nu-mi place, nu are rost să-l mai țin. Am mai găsit un creion din ăsta de la Ada, de buze, la fel, am renunțat la el. Un creion de sprâncene pe care am reușit să-l termin, să-l consum tot, după cum vedeți, nu mai are mină. Este acesta de la Oriflame de sprâncene din gama Giordani. Știți că îl folosesc absolut zilnic. Îmi place foarte mult cum arată, natural. Are și această periuță cu ajutorul căreia îți perii foarte bine sprâncenele și poți să iei excesul de produs. Îmi place, este un creion bun care are prețul de 25 de lei când îl găsiți la ofertă, dar va ajunge destul de mult. Nu știu, cred că sunt la al 5-lea creion și eu l-am tot recumpărat și o să-l recumpăr, nu o să-l schimb pentru că nu vreau să dau greș cu altceva și să îl arunc apoi că nu e bun. Și acum mai am 3 mostre de produs. Da, o să dau punga asta și o să le iau pe rând. Primul este o mostră de la Bio Oil. Am primit-o de la o bună prietenă care mi-a adus mai multe mostre să testez și eu nu testasem acest ulei până acum. Bio Oil este un produs, un ulei, are o consistență de ulei, care am înțeles că este bun atât și pentru corp, pentru femeile care au vergeturi după naștere, că le tratează, că vindecă și are tot felul de efecte din astea benefice. Eu l-am folosit pentru ten, dintr-un plic vă dați seama că nu puteam să mă dau pe tot corpul, dar mi-a ajuns 4 nopți, noaptea m-am dat, seara înainte de culcare, nu noaptea. Și mi-a ajuns la 4 aplicări. Este un ulei parfumat, miroase, are un miros, deci are parfum în el, dar n-aș ști să vă zic ce, oricum un parfum floral, mă duce cu gândul la un parfum floral de doamnă. Se întinde foarte bine pe ten, intră repede în piele, nu o lasă uleioasă, iar dimineața, într-adevăr, tenul se simte foarte hidratat și arată bine, arată luminos după ce te speli cu gel de curățare sau cu ce folosiți voi. Tenul rămâne catifelat și suplu. Mi-a plăcut consistența lui și mă gândesc serios să mi-l cumpăr când mai termin din produsele de seară, pentru că are un preț bun, e undeva, nu știu, 40-50 de lei un flacon și cred că ți ajunge dacă îl folosești doar pentru ten și un an. Acum nu știu cât timp are, în cât expiră de la data deschiderii, trebuie verificat. Dar mostra asta mi-a plăcut foarte mult și m-a convins că este un produs bun și nu degeaba îi se face atâta reclamă. Nu știu acum ce efect are împotriva ridurilor, a vergeturilor, asta nu pot să mă pronunț dintr-un plic, dar a fost bun, a fost plăcut, mi-a făcut plăcere să-l folosesc. Apoi am terminat un ulei de curățare de la Kiehl's. Această mostră a avut 3 ml. E bine, este un ulei, seamănă foarte mult cu cel de la Oriflame, era să zic, da, am s-o până la urmă, nu? De la Avon, pe care vi-l tot arăt că îl folosesc și îl termin și îl consum destul de frecvent.
Este un ulei care îl aplici pe ten și în contact cu apa devine lapte și se clătește cu ușurință. Acesta, în schimb, față de cel de la, de la Avon, rămâne mult mai uleios pe ten. Adică după ce l-ai clătit, chiar dacă se curăță și ia acea textură de lapte, rămâne tenul mai uleios. Nu știu cum să vă explic, rămâne uleios. Nu mi s-a părut wow și sincer are un produs destul de mare. După cum știți, produsele Kiehl sunt destul de scumpe și nu face banii. Acest ulei nu mi s-a părut ceva wow. Deci chiar nu mi s-a părut, mi-a lăsat tenul uleios, într-adevăr mi-a demachiat tenul, dar acest lucru îl face și cel de la Avon, care costă 15 lei când îl iau la ofertă și nu înțeleg de ce aș investi într-un produs atât de scump. Dar dacă aveți bani și vreți să dați pe un, să investiți în produse de la Kiehl's, da, e ok, doar că parte e cam uleios pentru gustul meu și cam scump. Iar apoi tot de la Kiehl's am avut această mostră cu un ser de noapte, un concentrat de noapte, care mirosea lavandă, era relaxant, așa îl prezintă ei. Această mostră a avut, nu știu câți mililitri, 2 mililitri, dar vreau să vă zic că mi-a ajuns foarte mult timp, adică gen mi-am aplicat de 5-6 ori. Era foarte consistent, o picătură ți-a ajungea să întinzi pe întreaga față, fiind un ulei ușor de aplicat, ușor de întins, care se absorbea bine în piele și lăsa tenul destul de nu uleios, nu lipicios, adică lăsa o senzație plăcută, iar mirosul acela de lavandă chiar era natural, nu era deloc sintetic, nu era nenormal, nenatural. Mi-a plăcut. Mi-a plăcut foarte mult faptul că a doua zi când îți clăteai tenul era suplu, arăta bine, arăta odihnit, tenul foarte odihnit și foarte luminos. Mi-a plăcut acest produs, are toată lauda mea și primește 10 puncte din 10. Este, cred că, cel mai bun produs pe care l-am testat eu de noapte, sincer, pentru aplicare pe parcursul nopții. Un produs excelent, care are un preț mărișor, 15 ml, m-am uitat pe site, este undeva la 100 de lei sau 110, iar 50 este undeva la 200 și, dar sunt convinsă că va ajunge, nu știu, cred că 15 ml va ajung 6 luni, dacă nu vă aplicați în fiecare seară, cum uit eu. Dar cred că ajung destul de mult timp, pentru că necesită o cantitate foarte mică. Este un produs bun, v-am spus, pe care îl recomand din tot sufletul. Ăsta chiar merită bani. Deci ăsta merită pentru că îl ai o perioadă lungă de timp și face treabă. Restul, gelurile alea de curățare, nu mi se par că ar fi wow. Da. Și acestea fiind spuse, cam astea sunt produsele pe care le-am consumat eu pe parcursul lunii martie. Au fost mai multe față de data trecută, pentru că mi-am mai făcut curat și în colecția mea de machiaj, după cum ați văzut, și continuă să mai îmi fac. Da, până data viitoare, rămâneți cu bine, dați-mi like, dați-mi subscribe și vă mai aștept pe canalul meu. V-am pupat, dragii mei! Pa, pa!